Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi v-am pregătit trei variante care să ne arate ce se va întâmpla în săptămâna următoare în dragoste. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante pregătite, varianta cu floare albastră, varianta cu floare albă sau varianta cu floare roz. Gândiți-vă la săptămâna care urmează pentru dragoste, la ce vă așteptați să vi se întâmple, ce v-ați dori să vi se întâmple în săptămâna următoare în dragoste. Și atunci când vă simțiți pe întrebare cum va fi săptămâna următoare în dragoste, alegeți-vă varianta în funcție de cum rezonați cu culorile, cu întrebarea, da, cu așteptările dumneavoastră pentru săptămâna care urmează. Și am folosit ca metodă de predicție oracolul. Cărțile acestea sunt practic o combinație de mai multe metode divinatorii, printre care I Ching și Tarot. Și ele, prin simbolistica care o au, ne pot ajuta mai bine să înțelegem ce se va întâmpla în săptămâna următoare, cum va fi această săptămână care urmează pentru dragoste în special. Și în același timp, oracolul vine și cu niște sfaturi de protecție, ca să le spun așa, prin care putem să ne îmbunătățim situația sentimentală în săptămâna care urmează. Eu voi începe cu varianta florii albastre. Și această săptămână este testul, deci aceasta este cartea, se numește Lapte și miere. Deci vedeți cum arată și imaginea, un vas plin cu lapte și cu miere, da? Cu bunătăți și înconjurat de curcubeu, da? Deci se vede, este o masă undeva afară, în spațiu liber, practic, în natură, vedeți? Pe care este așezat acel vas, acea sticlă cu lapte, acel borcanel cu miere și în depărtare se vede cerul aproape senin, cu foarte puțin nori și cu curcubeu. Practic a ieșit soarele, ca să spun așa deja. Și aici, în depărtare estompată, se vede figura unei persoane visătoare, unei persoane care simte emoțiile săptămânii care urmează. Semnificația este, practic, ar trebui să acestei săptămâni care urmează pentru cei care și-au ales floarea albastră este că ei deja trebuie să simtă în sufletul lor această bucurie care stă să vină în viața lor, da? Deci care este, se întâmplă. Poate unii dintre voi deja trăiesc niște emoții deosebite, au deja niște sentimente noi în sufletul lor sau împăcat deja cu persoana iubită sau presimt că se va împăca cu persoana iubită sau au cunoscut pe cineva în viața lor recent și care le-a trezit niște sentimente deosebite sau pentru a putea cunoaște pe cineva cu care să aibă o relație, ei trebuie deja să aibă născut în sufletul lor acel sentiment acea dorință de a cunoaște, acel sentiment de îndrăgostire, ca să zic așa, care precede întâlnirea propriu-zisă cu o persoană. Trebuie să credeți, ca să zic așa, deci pentru cei care v-ați ales varianta florii albastre, trebuie să credeți că săptămâna care urmează va aduce lapte și miere, da, între ghilimele, va aduce numai bine, va aduce prosperitate în sentimente, va aduce împlinirea dorințelor. Această săptămână stă sub semnul senzualității, a unirii, da, a unor poate întâlniri pasionale între cei care se iubesc, da, deci poate că cei care deja sunteți într-o relație, în această săptămână veți avea mai multe ocazii ca să puteți să vă demonstrați unul altuia dragostea. Vor fi multe momente între voi de înțelegere și de exprimarea sentimentelor. Ar trebui și voi la rândul vostru să vă exprimați față de cei dragi, față de persoana dragă, să vă exprimați sentimentele și să creați momentele speciale prin care și acea persoană pe care o iubiți să-și poată exprima sentimentele. Sau ca să puteți să cunoașteți o persoană pe care să împărtășiți sentimentele, ar trebui să vă rugați
da, să, în sufletul vostru să vă rugați ca să puteți să primiți în viața voastră, acea, să cunoașteți acea persoană de care aveți nevoie sau să, dacă doriți să vă împăcați cu persoana de care aveți nevoie, același lucru, inima voastră trebuie să-și dorească acel lucru, să se roage, să se împlinească acel lucru și să simțiți în sufletul vostru bucuria, recunoștința, deja să trăiți acel sentiment de împăcare înainte de a se întâmpla, pentru a-l putea materializa în viața voastră și în sufletul vostru deja să aveți acel sentiment de bucurie, de mulțumire pentru acel eveniment pe care îl așteptați. Practic, voința voastră, de voința voastră depinde săptămâna următoare în sentimentele pe care le trăiți și de întâlnirile pe care le aveți, de relațiile pe care le veți avea. Numai și numai de voi, de dorințele voastre și de sentimentele voastre. Deci să aveți în sufletul vostru deja creat toate premisele pentru a vă bucura de bucurie în dragoste, de împlinire în dragoste, de o nouă cunoștință în dragoste sau de împăcare în dragoste. Mesajul de protecție al acestui oracol, acestei cărți, este să nu aveți neliniște, să nu stați cu teamă, să nu aveți pesim, să nu fiți pesimiști. Deci asta vă îndeamnă această carte, să fiți optimiști, să vedeți curcubeul dinainte de a apărea. Deci să știți că întotdeauna după ploaie vine și soare, să știți acest lucru, să fiți convinși de acest lucru. Da? Pentru că în orice situație, din orice situație se iese soarele, din orice ploaie, din orice situație îndorată, să zic așa, și cu ploaie, iese, sunt zile și cu soare și cu căldură, da? Deci fie în plan real, fie în plan sentimental, da? Deci să aveți această viziune în mintea voastră deja că lucrurile sunt întâmplate, se realizează așa cum vi le doriți și ele se vor materializa. Cu cât mai mult credeți mai mult, cu cât mai multe convingeri aveți în sufletul vostru de acest lucru și în mintea voastră creați imaginea respectivă, cu atât mai repede se materializează. Da? Deci, practic, voi trebuie înainte de a ajunge să se materializeze, să aveți imaginea foarte clară a ceea ce doriți și a ceea ce așteptați de la cealaltă persoană. Și trebuie să vă încredințați gândurile voastre și problemele voastre divinității, da? Pentru că ele divinitatea le va rezolva exact așa cum trebuie și pentru ceea ce aveți nevoie. Voi trebuie doar să spuneți ceea ce aveți nevoie și să aveți încredere că divinitatea lucrează, vă ajută și lucrează pentru voi, da? Este unicul lucru care contează, da? Deci în această săptămână, din punctul acesta de vedere, pentru sentimente, pentru relații, pentru ceea ce vă doriți și ceea ce așteptați, să aveți încredere, să credeți, să fiți optimiști și să vă rugați ca lucrurile să se întâmple așa cum le doriți voi. Cam asta e pentru cei care și-au ales, deci, floarea albastră. Să vedem și pentru cele care și-au ales floarea albă. Această carte vine și spune, se numește serenitatea, da? Deci liniștea, calmul. Deci este cu multă liniște și cu mult calm, săptămâna care urmează va aduce numai și numai beneficii. Practic, noroc, vedeți că aici se și vede, este un spirit, o zână, să zic așa, care în jurul ei are numai trifoi cu patru foi, deci numai simbol al norocului, al bucuriei, da, al reușitelor. Deci trebuie să înțelegeți că săptămâna care iese se manifestă cu foarte multă rapiditate. Deci și trebuie să acționați cu multă rapiditate și cu mult calm, deci în sentimente. Poate să vă exprimați sentimentele, da, și să fiți conștienți de sincronicitate. Că dacă vă întâlniți, de exemplu, întâmplător cu o persoană, este pentru că trebuie să se întâmple acel lucru și voi trebuie să și reacționați imediat. Nu să rămâneți, să aveți, spre exemplu, dau un exemplu, dacă vă iubiți o persoană și nu v-ați mai văzut cu ea de mult timp și vă întâlniți cu ea întâmplător pe stradă, cred că e cazul, cartea vine și spune că ar trebui să vă păstrați calmul și să reacționați cu mult calm și să vă faceți cunoscute sentimentele, bucuria, să vă bucurați de această situație, pentru că lucrurile se întâmplă pentru că trebuie să se întâmple așa între voi. Sunt niște evenimente magice săptămâna care urmează pentru cei care și-au ales floarea albă și ei trebuie să fie bucuroși de acest lucru și trebuie să reacționeze cu calm și
să profite de aceste momente, da? Pentru că ocaziile acestea nu trebuie pierdute. Practic, sufletul vostru are un proiect pentru voi și voi trebuie să-l materializați. Da? Și aceasta constă prin a vă întâlni cu persoana potrivită la momentul potrivit. Da? Dacă nu l-ați întâlnit încă, persoana potrivită, o veți întâlni cu siguranță. În această săptămână este foarte posibil să o întâlniți și voi trebuie doar să fiți pe fază. Dacă ați întâlnit-o deja această persoană, trebuie să profitați de toate momentele, de toate situațiile care se vor ivi în această săptămână pentru a vă strânge relația cu acea persoană sau pentru a da ocazia la acea persoană ca să se întoarcă în viața voastră. Da? Săptămâna următoare este sub simbolul forțelor divine, ca să zic așa, care pot să organizeze totul pentru voi. Voi trebuie doar să reacționați la momentul potrivit, da? Să fiți atenți, pentru că situațiile din săptămâna care urmează stau sub control, sub puterea voastră de control, ca să zic așa. Deci puteți să controlați orice situație, să le întoarceți toate situațiile nefavorabile în situații favorabile, dar cele mai multe situații pentru cei mai mulți dintre voi care v-ați ales floarea albă, cu siguranță vor fi favorabile. Fie vă împăcați, fie vă întâlniți cu o persoană pe care va juca un rol foarte important în viața voastră sentimentală, da? Deci, sau relația în care sunteți deja, lucrurile să fie și mai bune și mai prospere, da? Să fie, și voi trebuie să profitați de niște situații care se ivesc în această săptămână și să le și creați de altfel. Trebuie să fiți foarte atenți pentru că deja primiți multe semnale în această săptămână, da? Deci să fiți foarte atenți la semnale, că există niște semne divine, ca să le spunem așa, prin care vă sunt îndrumați pașii și sunteți îndrumați către persoana respectivă care să fie cea mai potrivită în viața voastră sau pe care o iubiți, sau persoana respectivă este îndrumată către voi deja. Ca și un mesaj de protecție în această săptămână, este foarte posibil că voi nu trebuie să fiți decepționați, să nu vă lăsați decepționați dacă lucrurile nu se întâmplă exact așa cum vreți voi, pentru că trebuie să aveți încredere că ele se vor întâmpla exact la momentul potrivit, cu persoana potrivită vouă și voi potriviți pentru persoana respectivă. Deci nu altfel, pentru că altfel nu funcționează o relație. Deci nu numai ea trebuie să fie potrivită pentru voi, ci și voi trebuie să fiți potrivită pentru ea. Lucrurile trebuie să le meritați și voi și respectiva persoană să vă merite pe voi. Da, deci nu trebuie să nu vă lăsați purtați de dramă, pentru că voi în mintea voastră să nu faceți o imagine deformată a unor lucruri, și pentru că în acest mod voi le materializați în astfel, acea relație o materializați. Dacă, spre exemplu, sunteți pesimiști în mintea voastră și nu aveți încredere că săptămâna care urmează vă poate aduce lucruri foarte bune în domeniul sentimental, voi deja în mintea voastră creați o imagine greșită, o imagine în care lucrurile nu funcționează bine, în care nu aveți reușite sau în care persoana respectivă vă dezamăgește, și acel lucru se materializează, pentru că asta gândiți și sufletul vostru și divinitatea lucrează în acest sens. E, cum să spun, e ca și cum universul este un catalog, iar voi dați o comandă și vă trimite exact ceea ce ați gândit. Deci dacă voi ați gândit, vă puneți o dorință, spre exemplu, vreau să fiu cu X, dar în același timp, în timp ce gândiți acea dorință, voi deja vă imaginați că X nu vă gândește, că nu-i pasă de voi, că nu vă primește, nu vrea să vă aibă de-a face cu voi, voi deja ați transmis o comandă universului că acea persoană nu vă trebuie să vină în viața voastră, că acea persoană nu vă iubește, că acea persoană nu poate să fie cu voi și așa mai departe. Și deja ați creat toate premisele ca lucrurile să se întâmple, da? Deci trebuie să țineți cont că divinitatea, universul lucrează pentru noi, dar trebuie să știm să fim coerenți în ceea ce gândim, în ceea ce vrem și ceea ce dorim, și în același timp să nu încălcăm nicio regulă, pentru că universul lucrează doar după niște reguli precise și nu îndeplinesc dorințele care sunt nerealiste și cele care nu sunt pentru binele nostru suprem și pentru binele suprem al celuilalt.
Da? Deci să înțelegem, să înțelegem cum funcționează lucrurile. Cam asta a fost pentru cei care și-au ales varianta florii albe. Să vedem și pentru varianta pentru varianta florii roz, pentru cei, cartea care a ieșit se numește A respira, deci verbul respira, da? A respira. Este o săptămână în care trebuie să vă păstrați calmul, să fiți liniștiți, calmi, să vă gândiți la bunăstarea fizică, da? La beneficiile de sănătate, la sănătatea voastră, la aspectul fizic, la a vă calma gândurile, a vă calma spiritul, da? Sufletul, mintea, să vă liniștiți cu totul, să faceți poate exerciții de meditație, poate să faceți exerciții de gimnastică, da? Pentru a vă calma gândurile și mintea, pentru a vă încărca bateriile, pentru a vă reîntineri, poate să faceți o cură de medicină alternativă, da? Sau ar trebui în această săptămână pentru să vă gândiți foarte mult pentru corelație la aspectul nostru de sănătate, aspectul fizic, pentru că o relație funcționează bine, în special când voi stați bine cu voi înșivă, când vă simțiți foarte bine și când sunteți, aveți o sănătate excelentă, pentru că aceasta se reflectă în exterior. Minte sănătoasă în corp sănătos, da? Deci aveți și gândurile sănătoase și pozitive și sufletul vă este liniștit, da? Și sănătatea vă este la cote maxime. Și atunci, practic, în săptămâna care urmează, sunteți îndemnați prin această carte care vine să nu vă grăbiți. Da, să nu vă grăbiți foarte mult, foarte repede, poate nici să trimiteți mesaje sau să insistați ca cineva să vă răspundă la sentimente imediat. Poate că e nevoie ca și celălalt să aibă timp să se să se deschidă la suflet pentru o altă persoană. Deci trebuie să aveți răbdare și noastră cu celălalt și în același timp să aveți și răbdare ca lucrurile să se întâmple în viața dumneavoastră. Să nu fiți neliniștiți, da? Lăsați, eliberați-vă de neliniști, de temeri, nu faceți presiuni asupra nimănui, da? Bucurați-vă de momente, de momentul de calm, de liniște. Da, deci creați atmosferă de calm și de liniște în viață pentru cealaltă persoană, spre exemplu, da? Deci trebuie să-i creați o stare de liniște, de siguranță, de calm, da? Deci să-i dați timp, să-i lăsați spațiu de respirare, ca să zic așa, da? Să nu-l presați prea mult, să nu-i stați prea mult pe cap, poate, da? Sau să nu insistați foarte mult ca el să vă răspundă la sentimente imediat. Răbdarea practic compensează totul. Deci dacă aveți răbdare, compensează în cele mai profunde moduri această așteptare, ca să zic așa, da? Deci așteptați și în mintea voastră creați gândurile pozitive, imaginea pozitivă a unei relații pe care o doriți, așa cum o doriți. Da, deci lăsați timp persoanei respective ca să vă înțeleagă, da, deci creați o atmosferă caldă, prietenoasă și de siguranță, da? Deci nu-i luați aerul, ca să spun cu alte cuvinte, da? Deci nu stați mai mult în aer sau încercați să ieșiți împreună la aer liber, să faceți o plimbare în aer liber cu persoana respectivă, da? Pentru că vă ajută pe amândoi să înțelegeți mai bine semnificația relației voastre, da? Și în același timp vă liniștește mai mult și vă aduce mai mult calm și mai multă liniște. Poate aveți nevoie chiar să ieșiți undeva, dacă sunteți singuri, să vă calmați sufletul, mintea, da? Să vă calmați, că și atunci veți, sau poate să cunoașteți pe cineva, puteți cunoaște pe cineva chiar în aer liber, în plimbările voastre, poate, da? Aveți ocazia să cunoașteți pe cineva. Ca și mesaj de protecție, spune că este să nu fiți chiar inerți. Deci nu vi se cere în această săptămână să fiți apatici, să fiți leneși, da? Pentru că asta nu înseamnă că încetiniți, dați
ocazia unei relații să funcționeze sau să cunoașteți pe cineva sau să se întoarcă cineva în viața voastră, da? Deci trebuie să fiți calzi, poate fi o semnificație acestei săptămâni, să vă curățați puțin relația, să faceți relația, să o dezintoxicați, că poate este foarte intoxicată relația de foarte multe lucruri care nu au ce căuta în viața de cuplu. Da? Și atunci trebuie să dați să aerisiți puțin relația, să vă aerisiți puțin mintea voastră și gândurile voastre și sufletul vostru, sentimentele voastre, da, să le curățați puțin. Poate trebuie să vă ridicați puțin vibrația, pentru că vedeți aici, mi apare ca o persoană care stă și meditează, vedeți, își curăță energia, da? Deci trebuie să vă curățați energia, pentru că v-ați încărcat negativ, poate cei care sunteți ați ales varianta florii roz, poate aveți energie, sunteți mult încărcați negativ, cu aveți multă energie negativă și trebuie atunci să vă curățați, să vă faceți exerciții de respirație, da? Exerciții fizice, poate, da? Care vă îmbunătăți starea psihică și fizică în același timp și mentală, da? Și acel lucru va ajuta și care în relația dumneavoastră să funcționeze sau să vedeți lucrurile așa cum sunt și ce trebuie să faceți pentru ca să aduceți în viața voastră pe persoana pe care o iubiți și la care vă gândiți. Da? Deci, gândire pozitivă, minte sănătoasă în corp sănătos, cam asta este mesajul acestei săptămâni de protecție pentru cele care și-au ales varianta florii roz. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții pentru săptămâna care urmează, despre cum va fi, ce se va întâmpla în dragoste pentru voi. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube. Dacă nu v-ați înregistrat încă pe canalul meu, vă invit să o faceți și în același timp vă invit să lăsați și comentariile voastre, feedback-urile referitoare la aceste predicții, cum vedeți aceste predicții, dacă vă regăsiți în ele. Și dacă vă doriți predicții individuale, puteți să scrieți pe adresa de e-mail pe care o găsiți sub filmulețul din descriere. Sub filmuleț, adresa de e-mail se află în descrierea de sub filmuleț. Și vă doresc o duminică în continuare cât mai plăcută și o săptămână excelentă, în special în dragoste. La revedere!